cel mai poluat șantier din câte am văzut, cu termoizolare. În plus, muncitorii nu se... nu-ți protejați deloc. Poiana Cerni, bloc E27. Ia uitați-vă ce-i prin copaci. Totul s-aruncă pe jos. Când legea spune că șantierul trebuie să fie izolat așa. Nu doar gardul ăsta, dar toată schela până sus. Și am sesizat primăria deja de o lună sau de două și nu face nimic. Probabil nu poate. Sau primarul e ocupat cu altceva. Sau nu vrea. Puțin îi pasă de sănătatea noastră. Chiar dacă e afectată și sănătatea lui, că ia uitați-vă ce vânt bate. Și tot plasticul ăsta se duce inclusiv în plămânii lui, ai primarului, ai celor de la garda de mediu, ai poliției locale, ce, poliția națională, cine ar mai putea să aplice amenzi aici? Se oblige să respecte legea. Inconștienți și irresponsabili.